Vineri 1 iulie, începând cu ora 13, în sala mică a Casei de Cultură din Suceava, va avea loc lansarea programului Reforme în Sănătate, seminarul fiind susținut de fostul ministru al Sănătății, Eugen Nicolaescu, și de președintele Organizației Femeilor Liberale, Lucia Varga. Ne dorim o prezență nu atât politică, cât atât a cadrelor medicale și a cetățenilor, pentru a avea niște discuții interactive, având și moderatori, pentru că trebuie să știm ce se întâmplă cu noi, cu sănătatea noastră. La Ziua Învățătorului, ce va avea loc tot vineri în sala de conferințe a Muzeului Ion Irimescu din Fălticeni, la ora 16:30 vor veni fostul ministru al Educației Cristian Adomniței și fostul ministru al Finanțelor Varujan Vosganian. Această acțiune, țin să vă precizez că face parte din programul lansat de Biroul Național al Femeilor Liberale din data de 8 mai la București, program care se cheamă Femeile Liberale pot ajuta România. Țin să vă precizez că în colaborare cu conducerea PNL Național și conducerea PNL Suceava, organizațiile de femei și tineret fac acțiuni interactive. Dacă domnii vorbesc politic, noi vorbim și noi politic, numai că facem și programe care reprezintă femeile în general liberale. De aceea mâine avem două acțiuni pe linie sănătate și învățământ, unde vă așteptăm.